Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. O nouă modă ne sugerează că omenirea nu mai are mult prieteni. A apărut moda hârtii igienice ținută în frigider. Așa e când ai rămas cu stocuri mari după pandemie. Luca, la tine mă uit. Am stoc și acum. Păi asta zic. Da, am spațiu de depozitare, n-am ajuns încă la frigider, dar mă interesează subiect. De ce am ținut frigider? Da, să precizăm că este nefolosită și aparent hârtie igienică absorbe mirosurile urâte din frigider. Așa. Eu am niște cărbune activ. Cum e aia, mă, cărbune activ? Deci eu am citit această relatare despre noua modă, care face ravagi, înțeleg, în Occident. Și acolo comentatorul spunea că metoda tradițională este să ții bicarbonat de sodiu sau cărbune. Da. Eu asta n-am în orice fel de cărbune trebuie să activ. Am și eu și de cărbune de grătar. Ce fac? Trebuie să-l activez. Cum îl activez? Nu știu. Dai foc. Nu mă pricep. N-aș putea să spun. Dar ceva trebuie să-i agiți electronii. Auzi, la hârtie e activată? Că... Nu știu, că nu sunt la curent. Eu știu că am un cărbune activ. Așa l-am primit, gata. Activat. Și are un lăcaș al lui acolo. Da, e un adică, explică și mie, mic, mare. Nici nu m-am uitat la el. Știu doar că e într-un lăcaș. Mi-e frică de el. Cutia, cât de mare e? Are un lăcaș în frigider. Am un lăcaș. Da. Un lăcaș în frigider? Și de unde vine acest cărbune al tău? De la producător. Păi și cât ține, deci, știu că acolo e băgat cărbunele activ. N-am deschis că niciodată. E frică de el. Păi de ăla nu are. De 14 ani, eu n-am deschis acolo să mă uit. Nu cred că mai e bun. Dacă apropii degetul mușcă? Ce? N-auzi, mă, că e băgat în aia, nu-l văd. Dar niște cărbune de grătar. Dar puteți dau aia la o parte, o să mă uit. Azi mă duc și mă uit să văd ce-i cu el. Îți dai seama ce e acolo. Cărbunele active. Chine! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.